pic despre chestiunea asta, a națiunii. Pentru că putem defini națiunea în foarte multe feluri și putem să descoperim că, de fapt, aparținem în multe tipuri de națiuni, fiecare dintre noi, în ultima instanță. Este vorba de o națiune istorică. Națiune istorică, nu, hai mai întâi să pornim de la baza cea mare, națiunea lingvistică. Cred că toți cei de aici aparținem unei singure națiuni lingvistice, culturale, națiunea română. Suntem vorbitorii ai unei limbi, aceeași limbă maternă pe care o avem, pe care o vorbim, în care filozofăm, în care gândim, care ne dă conturul. Limba este casa ființei, ca să citesc și eu, un filozof mare, dacă tot am ocazie, Heidegger. Asta este un prim aspect, dar mai există națiunea istorică. O națiune care se conturează istoric, care are un anumit tip de experiență istorică, care are un anumit tip de memorie istorică care se cumulează cumva în timp. Și, din punctul acesta de vedere, lucrurile încep să se nuanțeze. Pentru că până la 1859, fiecare am avut propriul nostru destin istoric separat. Suntem moldoveni, suntem ardeleni, suntem munteni, pentru că avem o istorie și o istorie care nu era neapărat una armonioasă. Să nu uităm că Vasile Lupu și Matei Basarab s-au dușmănit. Constantin Brâncoveanu a avut ca principal dușman pe Cantemirește din Moldova. Ștefan cel Mare a atacat de mai multe ori țara românească, punându-și, nu pentru a adăuga Valahia, cum credem noi firesc, unei națiuni românești, ci pentru a pune domni favorabili intereselor sale geopolitice acolo. Națiunea română, așa cum o avem noi, este un construct care apare oarecum mai târziu și este, în esență, o națiune civică. Este în ce sens? În sensul în care cetățenii unei țări alcătuiesc un alt tip de națiune, națiunea civică. Sunt participanți la același tip de contract social. Din acest punct de vedere, a națiunii civice românești, și un maghiar din Harghita, și un tătar din Cobadin, de lângă Constanța, și un român neaoș din București sau din Buzău, de unde doriți dumneavoastră, și un rom, toți sunt cetățeni români apartenenți ai națiunii civice românești. O națiune contractuală, o națiune care, dacă luăm ca refer contractual Constituția României, se supune acelorași legi, acelorași instituții, are drepturi și obligații legale. Acest tip de națiune civică este tipul dominant în momentul de față și eu cred că este unul din cele mai inspirate. Pe mine nu mă deranjează să folosesc toate aceste trei tipuri de națiune. Nu i-au deranjat nici pe alții. Nu înțeleg de ce atâta suferință că sunt două țări românești. Sunt, din câte știu eu, trei țări de limbă germană. Și nu știu ca națiunea germană, Germania, Austria, Elveția, mă gândesc. Parțial, dar oricum, este limba națională și sunt probabil majoritari. Și nu știu să există o mare suferință. Mă rog, a existat o mare suferință, dar a avut-o Adolf Hitler. N-a avut altul de a crea un gros Deutschland, de a aduna pe toți germanii într-un singur hotar, într-o singură națiune, făcând confuzie între națiunea istorică și națiunea lingvistică în ultima instanță. Deci pentru mine nu este o problemă aceasta. Chestiunea care, într-un fel, m-a și apropiat pe mine de Iurie Roșca, aici puteți face și o mică confesiune. Nu știam prea multe despre Iurie Roșca. Știam că un ionist, am văzut că a devenit anti-unionist, citeam despre el o grămadă de lucruri care apăreau în online. La un moment dat, când ne-am împrietenit virtual pe Facebook, fiecare like primit de la el era imediat sancționat de câteva comentarii în public sau în privat. Vezi că Iurie Roșca este și nu știu ce, nu știu cum. Trebuie să reacționez la anumit fel. După care m-a cucerit citindu-l. Citindu-l mai întâi pe Facebook, citindu-i apoi cărțile. Cartea aceasta ultimă doar am răsfoit-o în varianta sa PDF, recunosc. Și am descoperit un om care mi este frate, dar nu în sensul ăla de frate pe care o folosim noi destul de trist, așa, cu frații noștri de dincolo și dincoace de prud. Ieții Basarabieni. Și frate, nu atât de idei, pentru că sunt foarte multe idei în care nu sunt de acord cu Iurie Roșca, frate de spirit. Iurie Roșca este unul din oamenii foarte puțini, din păcate, în România, în națiunea lingvistică românească, ca să folosesc termenul ăștia, care are un curaj, curajul de a schimba opiniile. În general, la noi este considerat o virtute cerbicia, să rămâi blocat, încremenit în proiectul tău. Ești un om virtuos din punctul de vedere al multor români, dacă tu rămâi înțepenit în povestea ta, așa cum ai prins-o tu de la moșii, strămoșii tăi sau de la profesorii tăi, ai rămas acolo garat în halta ta, ești de apreciat, mergi mai departe, schimbi opiniile.
încep să îți lărgești perspectivele, încep să-ți asumi atitudinile critice, inclusiv față de tine, să-ți revizuiești părerile, să-ți revizuiești viziunile, imediat ești sancționat. Și bineînțeles, încep acuzele standard, că de fapt o faci pentru că ai fi plătit de X, ai fi plătit de Y, că ai fi omul rușilor, omul turcilor, omul pecenicilor, cumanilor. Din punct de această de vedere, și eu am o listă întreagă, un CV alternativ în care sunt plătit de mai multe servicii secrete decât le știu pe numele meu. Asta este o altă problemă. Ei, și aici vreau să spun, aici este Iurie Roșca care m-a cucerit pe mine, un Don Quixote. Un Don Quixote care a avut curajul de a nu rămâne îngremenit într-un proiect în ultima instanță rentabil, bun. Îi asigura și o carieră politică, îi asigura și o foarte bună imagine de România și a mers curajos să spună niște lucruri care sunt în ultima instanță de elementar bun simț, care sunt consecințele unor reflexii logice, unor observații logice și pertinente. Chiar dacă ele deranjează, chiar dacă ele deranjează un anumit tip de mitologie. Și eu îl văd pe Iurie Roșca și văd cărțile lui ca o invitație de a privi lucrurile cu seriozitate și cu sinceritate. Din păcate, asta ne lipsește nouă. În România există un discurs unionist. Noi pe care îl folosim, îl repetăm de prea multe ori, dar el este fraudulos încă de la bun început. Și vă voi spune de ce. Pentru că România, din 1990, ajutați-mă, domnule Severin, de când a fost pactul de la Snagov? 94? 97. Nu, în timpul Ion Iliescu a fost. A fost în timpul Ion Iliescu. Deci, din acel moment, România și-a asumat un anumit tip de destin, nou destin istoric și geopolitic. Unul euroatlantic, îl numim noi, cu o formulă din asta oarecum pompoasă. Pentru noi, plan de țară a devenit integrarea în Uniunea Europeană și apartenența la Alianța Nord-Atlantică. Ambele apartenențe presupuneau din oficiu, dar nouă nu ne-a, mă rog, nimănui ne-a plăcut să spună lucrul ăsta direct și în față, presupunea din oficiu renunțarea la Republica Moldova. Din oficiu. Presupunea recunoașterea granițelor statelor vecine, presupunea un anumit tip de raportare în ceea ce privește revizuirea granițelor, presupunea, inclusiv odată cu intrarea în Uniunea Europeană, o anumită răceală a relațiilor dintre România și Republica Moldova, în sensul în care este tot mai dificil să poți să ai același tip de parteneriat economic preferențial față de Republica Moldova, cum îl aveai înainte. Deci, toate aceste chestiuni arată foarte clar cât de falsă era, de fapt, dorința noastră de a vedea, în sfârșit, România Mare. România Mare a fost doar o lozincă, din păcate, după 1990. Nu știu, istoricii mai recenți și mai curajoși spun că și în perioada interbelică a fost o lozincă. Adică îl menționa Dragoș pe Constantin Stre. Constantin Stre are niște texte foarte dureroase despre ce se întâmpla în ceea ce se numea, mai în glumă, mai în serios, Siberia românească. Basarabia din perioada României Mare. Un teritoriu de care nu prea doream să ne ocupăm, care nu ne interesa atât de tare și pe care, într-un fel, România, între 1918 și 1940, a stat doar cu un picior. Și e un film. Cel mai frumos, că ăsta iar ține de cultură, cultura românească a dat, după mine, cel mai bun film de după 1990, într-o coproducție română-moldovenească. Este un film foarte frumos, Nuntă în Basarabia. O comedie foarte frumoasă. Da, nu știu dacă l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut, vă recomand să-l vedeți. Este foarte reușit. Dar are un film unionist. Dar nu atât de reală. Nu este. Nu atât de reală. Cu Nuntă din Basarabia. Nu înțelegem diferit. Uneori ne îmbătăm, alteori venim treji acasă. Acolo se vedea foarte bine, pe de-o parte, se vedea foarte bine diferența culturală pe care se crease, practic, între cele două țări. Faptul că cele două țări, cumva, un lucru e foarte important, să ne gândim că, în momentul de față, Republica Moldova, ca stat independent, are mai mulți ani de istorie ca stat independent decât a avut ca teritoriu al României. 22 de ani ca teritoriu al României, 1918-1940, și deja are 29 de ani, facem, de independență ca stat. Putem să vorbim inclusiv despre aspectul acesta, adică
al unei țări care deja și-a creat propriul său destin, propria sa identitate, propriile sale, propriile sale viziuni, propriile sale dorințe, propriile sale aspirații. Deja lucrurile acestea trebuie să stea la baza oricărei reflexii cu privire la o relație cu adevărat sănătoasă, dacă dorim cu adevărat o relație sănătoasă între România și Republica Moldova. Ei bine, filmul ăsta, Nunt în Basarabia, care din punctul meu de vedere este foarte reușit, o capodoperă cinematografică, se ridică o întrebare la un moment dat. Cine a trădat Basarabia în 1940? O întrebare care nu are răspuns. Nu are răspuns pentru că, de fapt, nici unii dintre noi nu vrem să îl dăm cu sinceritate. Preferăm să privim înspre Stalin, înspre Hitler, înspre pactul Ribbentrop-Molotov. Atât am de spus, ca să nu mă alungesc prea mult. Mulțumesc frumos!